Excelențe, domnilor ambasadori, eu sunt bucuros să vă salut la tradiționala noastră întrevedere, așa cum am convenit. Odată în anumită perioadă, o lună, două, să avem o întrevedere, să avem un schimb de opinii referitor la situația politică curentă. Dacă nu mă greșesc, este prima întrevedere în acest an. Prima, da, domn Ciucu? Este prima întrevedere în anul 2019 și mi-am pus ca scop ca să o facem înainte de alegeri, înainte de deplasarea mea care va fi săptămâna curentă la München. Eu aș dori să mă opresc la trei subiecte. Politica internă, tot ceea ce ține de alegeri. Politica externă, în special vizita care a fost la Moscova și vizita care urmează să aibă loc la München în următoarele zile. Și alte subiecte de interes comun, de exemplu, ce cu piloții cei care i-am eliberat noi din Afganistan? Sunt? Nu? Unde sunt ostatici? Nu sunt ostatici? Cum se vehiculează în presă? De ce? La aceste subiecte și, poftim, la oricare întrebare care vă interesează, eu sunt disponibil să răspund.